Salut, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la un nou episod din Hungry Shark Evolution și bine v-am găsit la Shark Week, mă nebunilor măi. Este Shark Week și în special e luna august sau aproape luna august și se lansează un nou film, mai frate, se lansează un film ăsta nou mișto de tot The Meg, îi zice frate, sau mai bine zis The Meg. Și ce e foarte tare frate la filmul ăsta e că cu Megalodon și cu o bază să mai faci cu chestii faine, dar și mai tare e că cei de la Ubisoft, așa că a fost Hungry Shark Evolution și Hungry Shark World, au făcut o mică colaborare cu cei de la The Meg și ne-au dus niște chestii exclusive în Hungry Shark Evolution și Hungry Shark World. Cât de tare e asta, pe deasupra Hungry Shark World, dacă nu știți, o să se lanseze pe consolă și o să avem tot felul de content exclusiv. Eu n-am consolă și nu-mi plac console și astea, așa că voi ăștia că aveți consolă vă puteți juca Hungry Shark Evolution, Hungry Shark World, pardon, cu tot felul de chestii faine și misiuni și astea. Dacă nu știți ce e The Meg, mergeți acum pe YouTube și căutați The Meg trailer. Se restă cât de șmec o să fie la chestia asta. Și ce sau ce de la Ubisoft să lanseze Hungry Shark Evolution? Păi hai să vedem dacă mergem aici frumos la Evolve și ne ducem noi la Megalodon, pentru că despre asta e vorba, fiindcă ăsta e protagonistul filmului. Mergem aici frumos, avem asta, frate, un skin oficial pentru luna august dedicat Megalodonului The Meg. Bine, o să zice Megalodonul ăsta, o să zice Megan, pentru că de ce nu? The Meg, Megan, nu să vezi, se potrivește, vezi cât de tare asta. Dar ce e foarte tare, frate, că dacă te duci aici la Megalodon, primul item pe care o să-l vezi, o să scrie așa frumos acolo, The Meg Skin Free. Și o să prind chestia asta gratis și uite cât de tare arată Megalodonul, frate, cu skin-ul ăsta. Uite cât de șmeche, schimbă tot aspectul fizic și culorile și atât. Ah, îl ador, frate, e foarte tare. Nu știu dacă în Hungry Shark World avem un skin pentru Meg. Un skin de-asta dedicat lui Meg, dar habar n-am, bă, sper să fie și acolo, habar n-am, nu știu. Știu că s-au lansat alte evenimente care pot să câștigi zombie shark-ul și chestii faine cu Meg, dacă joci cu Great White și astea. Dar în fine, noi o să jucăm puțin cu Meg, așa, default, așa, fără iteme pe el, fără nimic așa pe el, ca să vedem cum arată rechinul ăsta, să vedem toată splendoarea lui, toată măreția lui. Hai să ne jucăm puțin cu Megan, frate, să zicem Mega rechinul ăsta. Sper să prindă faima asta, să zicem toată lumea Megalodon, să zică Megan. Frate, o să fie un film șmecher, să avem un film cu un rechin care nu o să fie o bestie setată de sânge, o să fie un rechin, frate, care își vede de viața lui și atacă oameni. Ok, bă, da, skill-ul ăsta arată chiar foarte bine, uite, îl vede așa în toată splendoare, na, uite cât de bine arată. Și ochii așa negri întunecat, s-ar, oh, cât mai pomeni și cu dunga aia așa, habar n-am, aia așa ca un fulger pe branchii, credeam că e o cicatrice. Sau e o cicatrice? Ai o cicatrice? Nu-mi dau seama. Nu știu, dar îmi plac culorile astea, frate. Prima dată când am văzut chestia asta pe YouTube, am crezut că nici că e ceva mod sau e clickbait sau abar n-am ceva făcătură, dar după aia am văzut în comentarii că e ceva exclusiv pentru Hungry Shark Evolution și am zis, dă-te așa că te să văd și-o, frate, dacă e ceva gratis al meu e ăla. Trex profitorule. Ok, bă, da, rechinul stată chiar foarte bine, adică uite-te la el, frate, schimbă tot aspectul Megalodonului. Ce ce-i super tare, sper să bagi așa ceva și Hungry Shark World, frate, avem nevoie de așa ceva. Și se pare că scrisul ăsta e gratis și disponibil cât pe perioada asta august, cât o să... Ai, de cam eu s-a lipit ceva de mine, dă-te jos. Ok, ce-mi place mie la rechinul ăsta, frate, că poate să mănânce orice, frate, adică, bine, aproape, orice. Dar poate să mănânce cam orice. Îmi place cum se reflectă apa pe burta lui, chiar dacă e în afara. Ah, nu pot să zbor. N-am jetpack cu firea să fie, frate, am uitat că vreau să joc vanila. Ăsta e un rechin. Ăsta-i, aaa, dă-te jos, dar pe mine, legioane norocită, tu habar n-ai cu cine te pui, eu sunt Megan The Meg. The Megalodon. Aaa, dați-mi drum, ai de cap meu, frate, prea pe sunt nenorociți. Ai de capul de zile mele, numai mă card aici. Vreau să ajung în alt loc, frate. Vreau să ajung în zona arctică. Vreau să ajung în zona arctică, pentru că acolo e premii pentru un Megalodon, frate. Nu sunt oameni prea mulți. Bine, acolo e un Titanic în pui mei, dar probabil că Megalodonul ăsta, probabil că Megalodonul ăsta a scufundat Titanicul și nu știm noi, probabil că îl trece de 1000 de ani pe pământ. Sau chiar mai bine 1.000.000 de ani. Și a scufundat Titanicul. Dumnezeu mă atacă toate alea, frate, ce aveți, bă, cu mine? Băi, lăsați-mă, băi, nu știți ce sunt eu, sunt specie pe caldă dispariție, bă, sunt specie unică. Și evident că mai în toate filmele de genul, vor să prindă rechinul și să-l omoare. asta cred că e așa, da, mă întreb cum o să fie filmul, mă aștept la ceva așa diferit. Nu știu cine-i făcut filmul ăsta de Meg, dar mă aștept să fie ceva foarte tare, adică e foarte mare vâlvă cu filmul, frate. Și pe deasupra e Shark-ul, frate, adică, na, e weekendul dedicat rechinilor. Dumnezeu, cu rechinul ăsta cu jetpack, frate, a dracu piticanii OP. Ala-i, ai luat stun, vino cu coace, fraiere, credeai tu că scap de Meg? Ok, ia uite, aaa, cât gold e aici, e nebun. Bă, mi-ar plăcea să bage un item de ăsta care atrage gold-ul, știi? Care, cum e în Hungry Shark World, așa, știi? Adică multe chestii în Hungry Shark World ar fi mișto în Hungry Shark Evolution, s-ar îmbina foarte bine. Cu aspectul jocului și cu stilul jocului și cu toate astea. Uai, uite cât de bine arată Megalodon ăsta, frate, în adâncime aici, în zona asta. Băi, dar nu mai notați, bă, pe lângă mine, uite, notă pește, ia notă pe mine, ești nebun. Nici nu le pasă că eu sunt Meg aici și că o să-i devorez pe toți. Ia să zic, trec pe mine, ei notă prin mine acolo. Oh, și ce tare că pot să spar și bucățile astea de gheață.
A, asta e chiar foarte tare. De dacă bag pustenie să pot sparge, deci mai ne văd un rechin special. Aparent cam toți rechinii pot să spargă bucățile astea sau ce-or fi astea. Ok. Ia să ce mai e pe aici. Eu sunt The Meg, faceți-mi loc, vă mănânc cu navar Dumnezeu de pești. Pești grăsan ce sunteți, veniți la mine aici. Veniți să vă devorez, măi. Mamă, dar greu, frate, să n-ai tu un jet pe o chestie pe tine, știi, să te boosteze și astea. Ah. Da, totuși e mișto și așa, adică, uite, joci cu rechinul Vanilla, când ai mai jucat cu un rechin Vanilla, te rexea adus tu aminte, niciodată în pui mei, fiindcă tu nu joci cu nimic așa default, tu ți-a... A, și vreau să zbor în cer acum. Dar dă-și mie că, frate, adică, uite, asta e o chestie chiar foarte... A trebuit să lanseze mai des skin-uri de-astea, frate, cu temă, a trebuit să lanseze mai des skin-uri de-astea cu temă, și pentru Jaws ar fi mișto să lanseze ceva. Adică, frate, ala a fost un film epic Jaws, ar fi mișto să lanseze ceva special și pentru ala. N-a fi făcut și de Steven Spielberg. Da, bine, că trebuie să înțeleagă cu oamenii care au făcut filmul, că e mai complicat, nu funcționează chiar așa, drepturile de autor și astea. E o nebunie, dar și totul, să merită, frate, că uite, adică e foarte veche, frate, avem un skin, avem un tribut pentru Meg, frate. Și abia ce să apară filmul, bine, apropo, dacă ați văzut filmul, nu știu, apare undeva până august, luna lui august apare. În abar n-am, câteva, într-o săptămână sau două trebuie să apar la... Ai de capul meu, tu încerci să mă înghesi pe mine, măi, tu știi cine sunt eu, măi? Habar nu ai, nici o habar n-am cine sunt, dar nu contează. Sunt un megalodon de ăsta random care a supraviețuit într-un fel sau altul. Dar mă întreb, cum n-ai supraviețui Meg? Din film, și ieșind din gheață, din ceva, habar n-am, ar fi și o să vedem o poveste așa, să avem așa un lur ceva în film. Ok, uite oamenii cum încearcă să scape de Meg, frate. Bă, la dimensiune e destul de acuri megalodonul ăsta în comparație cu oamenii din vocal, că e destul de acuri, adică, oi de capul meu, bula la, pala, ești prost! Am uitat despre ce vorbeam, nu mai știu ce vreau să vorbesc, nu mai știu ce vreau să vorbesc, vreau să fie Terex, te bâlbi ca un retardat. Oferă, ești foarte profesional, Terex, să vede că ești foarte profesional, ești exact opus la profesional, tu ar trebui să fii târât în stradă și bătut cu joystick-uri, și controlere, și mouse-uri, și tastaturi, și poate unitatea de la calculator. Da, foarte proaste, foarte inutile ca tine așa. Vino la mine peștișor, haide capul. Stați măi pe loc, haide. Ce se tot agață de mine, frate? La naiba. Se agață prostiile alea, frate, Sil sau... Uite dihania, se agață de mine, vezi? Chestii albă care sunt, nu știu, și care ar fi foci sau la barnam lei de mare sau ceva. Se agață de tine, frate, nu mai dat drumul și mă enervează rău de tot. Adică, frate, chestia ne-a trebuit să se apropie de mine la cât de mare sunt, la cât de periculos sunt. Eu sunt Meg în pui mei, n-a trebuit să se apropie de mine. Auta, venit Ihania asta să mă curenteze și i-a dat la stand direct. Ce-a zis asta? Tu vrei să te pui cu Meg? Tu vrei să te pui cu bossul, măi? Ia vino, măi, tu coace. Nu, ac! Frate, eu... Uite-mă la frută, luptă epică! Să moară, Gibilan, dacă... Bă, ești nebun! Cât de bine stătea la acolo, nu puteam să-l mănânc. Vreau să găsesc un sumă... Cine a tras? Care a fost prostul care a tras în mine? Aha, tu ai tras în mine, acum nu o să mai trage din burta mea, cu sper să nu tragă, o să spargă stomacul și intestinele mine. Mă face ciorbă pe interior. Mă face sushi ăsta. Ăla e. Tu ce ești, mă, tu balenieră sau rechinieră? Ia vino tu, nu contează ce ești. Abana că este rechinieră, am inventat terminul ăsta pe moment. A, lăcrimează ochiul. Îmi lăcrimează ochiul, din că nu știu ce motiv. Pășezează-te, T-Rex. Nu mai trage mine, măi, omule, măi, lasă-mă în pace, măi, sunt o specie rară, sunt un megalodon care a supraviețuit atâtea milioane de ani, s-a confruntat cu mai marile crize ale omenirii planetare și chestii astea și tu vii să mă omor, măi, l-o să mă faci o poză, să mă duci la muzeu, dacă mai scap cu viață. Aha, am văzut pe prăduitor la acolo. Oameni, nu sunt bine veniți în oceanie, ăsta e un semn. Oh, uite cum arată submarinul, ești nebun. Holy Jesus, e roșu. Bă, ești prost. Știu unde găsim submarine faine. Dați-vă jos de pe mine, măi. Măi. Mamă, dar să vede că Meg are o grămadă de fan, frate, deja. Muriți. Asta face Meg cu fanii, mănâncă. Băi, ești nebun cum arată submarinele. Vreau să ajung, știu o zonă unde sunt submarine multe, în crevasea, în groapa mare. Haide, cam eu nu cred că o să supraviețuiesc să ajung acolo. Nu mai atacați nenorociților, măi. Uite o cutie cu bani. Ăla-i, lui Meg îi place goldul. Așa, acum trebuie să ajung în partea cealaltă a ecranului, în partea cealaltă a hărții, unde sunt chestiile alea faine acolo. Zboară, Meg! Ăla e! Uite cum mă duc! Ai de capul meu, l-a venit un avion în spate! O să o simte aia mâine. Bine, știți că rechineau schelet cartilaginos? Adică de cât antura lor rămâne, frate, deci... Ăștia când găsesc schelete de rechin, rechin n-au schelet efectiv, după ce moare un rechin, și scheletul se dezintegrează, fiindcă e cartilaginos, adică e făcut din cartilaje, nu e din oase. De cât antura e din os. Știi? Și când găsești așa schelete de rechin spuse în ghilimele, nu găsești decât antura. Aha, enemy megalodon, cine ești tu? Vino aici!
Vino aici tu pește. Nu pot să-l mănânc. Acum pot să-l mănânc. Vino încoace și tu. Unde crezi că fugi? Ok, ia să vedem ce mai e pe aici. Pisici de mare, nu-mi place pisicile de mare. A fost corect, a fost spus corect gramatical, dar nu v-ați dat voi seama. Mâncă-l pe ăla așa. Mingiuță. Așa, ok. Aolo, pe aici. Stai că nu pot să mănânc minele, l-am uitat. Fie rar să fie cu dihănile blestemului. Oceanii. Măi, Megalodon a încercat să pună cu mine. Ac! Nu! Nu vreau să explodez. Nu vreau să mă transform în sushi. Nu sunt, am trăit prea mult. Am luptat prea mult pentru supraviețuire ca să mor acum. Haide, unde notă ăștia? Băi, au dispărut. Au fost extraterestri, au fost episod de extraterestri, ori au fost fantomuri, s-au teleportat în timp și spațiu, băi, și picioarele în ea de bombă, frate, am uitat că nu pot să mănânc bombele, m-ar fi că sunt un megalodon și nu pot să mănânc decât bombe mici și medii. Și era să fie T-Rex, nu gândești. Eu nu gândesc de fel și m-așteptat mine să gândesc în momentele astea. Voi sunteți mai nebun ca mine atunci, dacă v-așteptat la T-Rex să gândească. Zboară, Meg! Tu deși, ai de cap eu cu avioanele astea, frate! Ce n-ați voie să vedeți, dacă aveam jet pe cum regretați chestia asta. Ok, în ce direcție a trebuit să ajung acum? Cred că sunt în direcția cea bună, cred că merg bine. Ce mă tot atacă? Avion prost. Nu o să mă împiece nimic să ajung la submarinele alea blană să văd cum arată și el. Nu! Avionul a scoate fumie pe moarte. L-am făcut una cu oceanul. Nu! Aia stai așa, peștele alea care mă protejează de flăcă și astea mă protejează de explozii. Iau damage, iau foarte puțin damage. Uite cum arată submarinul, frate. Oi, cât de șmecher arată. A inversat efectiv culorile, gen. Sunt culorile inversate pe ele. Înainte erau galbene cu roșii, acum sunt roșii cu galben. Oi, e super tare asta, frate. O grămadă chestii. Scrie ceva pe ele, asta e așa. Stai. Scrie ceva pe el cu galben. Stai că nu sunt culori inversate, e roșu și scrie Meg pe el. Ha, da, Meg. Dude, cât de tare asta. Super. Deci efectiv roșu și scrie galben pe el, The Meg, lasă-mă să dau boost în tine ca să mor odată. O să mor eu în pui mei, mă droghez cu chestii de-astea. Mâncă dracu odată aia. Haide, cam eu, frate Megalodon, s-are nasul prea mare și nu vede, ori nu poate să mănânce de nasul ăla gigantic. Haide, cam o să mor. Nu vreau să moare. Eu am supraviețuit prea mult ca să moare acum. Mâncă ceva rapid. Haide, nu-ată din zona asta, ieși din zona asta. Ieși și du-te. Sporgel, ai fugi. Bine că mă protejez. Fiera să fie, frate, am dat cu nasul de stânca așa, am murit. Băi, e bun câte chestii sunt aici cu tema de Meg. Reclamă grație. Ce acolo? Smash de pinată. Sharknata. Nu vreau să bat un pește nevinovat de hârtie. Ce urăsc eu cel mai mult pe lumea asta sunt reclamele alea care nu-ți arată timerele alea, frate, și am stat la... Asta nu știu când a durat, 40 de secunde a durat reclama asta idiotă. Fie ar să fiți de nesuferiți. Îți arată acolo tot fel de grafici mișto și chestici când ești de fapt în jocul actual o porcărie nenorocită în care stai să te bați cu muci. Ce naiba asta? Nu vreau așa ceva, scoate sunete enervante. Nu mai dai, ăsta e Meg. Hai să mai dăm un rush odată cu el, că e prea șmecher. Acum vreau să merg în zona acvatică, doamne, toată harta e acvatică, T-Rex. Vreau să merg în Hawaii sau nu mai știu în ce parte a oceanului chestia aia. În al doilea portal, în fine, acolo, în Hawaii sau ceva. Acolo Meg poate să-și facă de cap cum vrea el cel mai bine sau cum vrea cel mai bine. Habar n-am ce naiba e Megalodon. E un Megalodon, cui pasă? În fine, uite cum pică. Bum. Acum întrebarea, în ce direcție ia portalul ăla? Chiar aici mi-aș făcut să pun un mark sau ceva aici, știi, ca să pot să știu. În fine, știu în ce direcție trebuie să mă duc, nu-i problemă. Asta e ambuscadă, am fost atacat în timp ce traversam oceanul liniștit și mâncam creaturi nevinovate care întreceau prin față. Vreau voi să fiți aia care m-ați atacat, să regretați toți acum. Toți cei care sunteți în arhipelagul ăsta o să regretați, vreau voi să fiți de pești afurisiți. Așa, în ce direcție trebuie să merg, că m-am dezorientat grav. Aha, trebuie să merg înainte încolo. Așa, ok, intrăm pe creva asta pe aici. Sper că nu-i bomba aia, ok, nu s-a spawnat bomba aici. Oricum nu iau damage la frate, mă protejează peștișorul meu de lavă. Așa, haide. Bate curenții Meg, haide. Și acum cred că ajuns undeva în jos. Aici unde e racheta asta, unde a prăbușit racheta asta. Ala, mă, uite, am găsit-o. Mâncă peștia, chiar asta, fie, au trecut chiar pe fața mea, tocmai în momentul când mă teleportam. Și am ajuns în zona, mă, da, aici, parcă tot așa, parcă zici pe zona, în fine. E Hawaii noaptea și în Hawaii noaptea cred că e răcoare. Mă aștept să fie răcoare. Mănâncă standurile alea. Mănâncă și oamenii de la standuri. Uite blocurile alea înfundate luminate, sunt ești nebun. Bă, eu a trebuit să mă dor de aici, fiindcă n-am jetpack și nu pot să zbor. Și șarpi. Mă aștepta să stea acolo de Meg, frate, pe avioanele alea. Era să fie asta un detaliu foarte ratat acolo. Dacă îi pasă. Avem submarine pe care scrie The Meg.
Mânca totul, T-Rex, haide așa, înfulecă-i pe toți, adulmecă-i pe toți, asta zic, înfulecă-i pe toți. Eu sunt The Meg, fie vă frică de... ok, bomba aia pot să o mănânc. Ok, și pe asta pot să o mănânc, și pe ăștia pot să-i mănânc. Și aici nu sunt inamici care pot să-mi facă rău, așa că eu o să le fac rău tuturor de aici. Vreau chestia asta. Aia nu știu ce mai bată tot temul ăla, mi se pare că dă ceva invincibilitate la foc, dar nu-mi trebuie mie așa ceva, fiindcă eu am peștișorul meu care mă protejează de toate chestiile astea rele. De explozii, de foamete și de frig și de ger și de căldură și de explozii nucleare, băgamea și picioarele, iar nu funcționează creierul cum trebuie. Băiați, auzit că vine sfârșitul lumii în câteva zile iarăși. Bă, chiar mă întrebam când o să vină sfârșitul lumii anul ăsta. Mă întrebam când o să vină sfârșitul lumii anul viitor. Mi se pare că am mai trecut într-un sfârșit al lumii până martie, parcă, sau mai mi-aduc aminte. Dar știu că a mai fost un sfârșit al lumii anul ăsta. Da, foarte, foarte faine sfârșiturile astea ale lumii, măi. A trebuit să le vedeți și voi, sunt nemaipomenite, sunt așa inexistente, știi? Adică ele sunt acolo, dar nu există, știi? Doamne, să te rește când tu neinspirat asta, frate, își bagă frica lumea, că e sfârșitul lumii mâine, o să murim toți arși de soare, o să vină, da, vine canicula, măi, omule, aia e toată chestia, vine canicula și o să ne prăjim dacă stăm în soare prea mult, aia tot sfârșitul lumii. Frate, asta cu sfârșitul lumii, să găsesc toți neinspirații care n-au ce face și vor și ea puțin atenție, să spună că am descoperit că vine sfârșitul lumii, am găsit un papirus al lui Tutankhamun care spune că sfârșitul lumii o să vină ieri pe vremea asta. Da, s-o crezi tu pe asta, frate. Sfârșitul lumii o să vină atunci când o să vină. Cei dinozauri știau când o să vină sfârșitul lumii pentru ei? Nici ei nu știau, frate. S-au trezit așa de toată că vine un val de foc peste ei și au fost eradează pe fața pământului. Sau probabil că sfârșitul lumii decât o chestie eronată și că n-a existat niciodată un sfârșit al lumii. Și probabil că dinozaurii folosau sau au plecat undeva, s-au dus, sau nu știu, au migrat, s-au descoperit cum să călătorească pe alte planete și au decis că pământul nu se merită din cauza că încep să populeze mamiferele. Asta ce este în capul meu, frate, nu știu acum. Asta se întâmplă când fumești ciuperci alea de care fumează T-Rex. Oh, l-am prins pe Sharkman acolo. Lasă-mă să te pun crevața. La naiba. Pierd asta fie, frate. Greu e, bă, să n-ai iteme, greu e să n-ai jetpack-ul. Frate, jetpack-ul ăla e atât de OP. Sper să nu-i dea nerf. Dar jetpack-ul ăla e atât de OP. Megaloton, ăsta, Mosasaur, vino încoace, cine câștigă? Asta e că nu pot să-l mănânc! Nu, fugi! Fugi, Meg, fugi, abandonează! Am uitat că nu pot să-l mănânc, am uitat că Mosasaur e mai mare. Cum ar fi să vedem un Mosasaur, după aceea să apară unul The Mosa sau ceva de genul, cum ar fi să apară după The Meg, The Mosa. Câtă tare fi să fie o serie de asta, de film, o franciză de asta întreg. Uite submarinul cu The Meg, te scufunda, fraiere. Ai intrat la apă. Ala, veniți la mine pești. Ai de capul meu. M-am făcut Schweizer. Ai de capul de zile mele. Au trecut pe mine ca sulițele, ești nebun. Numai nebunilor, cam ăsta a fost și Meg, al nostru din Angry Shark Evolution. Spuneți-mi ce părere aveți despre rechinul ăsta. Vă place a juca cu el? Luați-l și voi acum cât e posibil. Habar n-am dacă rechinul ăsta, skin-ul ăsta o să ne rămână nou pe întotdeauna și o să o scoată după ce trece luna august. Încât am zis e exclusiv pentru luna august. De bănuiesc că o să fie scos. Ni l-au dat și pe gratis. Deci, da, pot să fac orice vor ei cu skin-ul ăsta. Fiindcă, na, acum luați-l voi cât puteți, jucați cu el, că e destul de distractiv, adică uite cât ești mecă, dar numai pe tot aspectul ăsta, eram și o să-ți adis că ai bonusul sau ceva, dar după aia nu știu, în fine frate, e un schimb mult prea șmecher, dar în fine oameni buni, bănuiesc că data viitoare n-am așcat de mult cu Moby Dick și ar trebui să-l fac de nivel 10, uite, mi-am foarte puțin, o să deblochez de norocitul ăla de Leoprorodont, cred că în următorul episod de Angry Shark Evolution să fiu al dracu, să mă bată pe mine Dumnezeu și Raptor Jesus, dacă nu deblochez Leoprorodontul ăsta și jucăm și cu el, frate, ca să închem. Oarecum în ghilimea să închem seria până o să aduce content nou în Angry Shark Evolution. Dar da, frate, dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, episodul ăsta sau cum vreți să-i ziceți, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați că nu ați făcut-o, să bifați și clopoțeaua pe notificările alea furisite. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția cu altă, tot suportul oferit și noi o să revenim ca de obicei. Dar la viitoare, pa, pa!